Vești bune pentru mehedințenii. După o lungă perioadă în care valul 4 al pandemiei a lovit puternic județul nostru, astăzi, potrivit Direcției de Sănătate Publică, numărul cazurilor de COVID-19 a scăzut semnificativ. În ultimele 24 de ore, la nivelul județului nostru, au fost înregistrate 37 de cazuri noi de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2, ceea ce reprezintă o scădere bruscă a numărului de infectări. Totodată, situația în spitale se menține destul de gravă, întrucât, de la ultima raportare, au fost declarate 8 decese. Situația epidemiologică din județul Mehedinți este următoarea: 799 persoane se află în carantină la domiciliu sau la locația declarată de aceștia, 823 persoane sunt izolate la domiciliu asimptomatice, 265 persoane sunt internate. În ultimele 24 de ore în județul Mehedinți au fost confirmate COVID-19 37 de persoane și au fost înregistrate 8 decese. Rata incidenței cumulative COVID-19 la 1000 de locuitori în județul Mehedinți este de 5,48, iar la Drobeta Turnul Severin avem o rată a incidenței de 6,45. Totodată scade și rata de infectare atât la nivelul județului Mehedinți, cât și în fiecare localitate. În prezent, în municipiul Drobeta Turnul Severin, rata de incidență a ajuns la 6,45 la 1000 de locuitori. În continuare, cele mai afectate comune sunt Izvorul Bârzii cu 11,54 la 1000 de locuitori, Florești cu 11,83 și Ilovăț cu 16,55 la 1000 de locuitori.